găsit tuturor! Cu banii pe care i-am dat pe o amendă ne-am putea bucura mai mult de vacanță. Am putea sta chiar 2-3 zile în plus în stațiunea Mamaia, spre exemplu la un hotel de 3 stele. Quantumul unei amenzi pentru gunoaiele aruncate la întâmplare începe de la 400 de lei și poate ajunge chiar și la 800 de lei. Ei bine, nu este singura amendă pe care polițiștii locali o vor da în acest sezon estival. Cei care intră cu mașina pe nisip vor fi de asemenea sancționați. Și aici vorbim de sume cu adevărat mari, ce încep de la 10.000 de lei și pot ajunge până la 20.000 de lei. Oamenii legii spun că sunt hotărâți să îi amendeze pe cei care nu respectă aceste reguli, mai ales în condițiile în care anul 2018 a fost un an cu cele mai murdare plaje. Și ca să vă faceți o idee, doar într-o singură mini-vacanță au fost adunate peste 50.000 de mucuri de țigară. Mare atenție, așadar, dacă veniți pe litoral, încercați să respectați toate aceste reguli, pentru că vorbim de sume mari și iată, mai bine ne-am bucurat de o vacanță la malul mării și de ce nu și de punctele de atracție de pe litoral. Mulțumesc!